Mai e una cum eu îmbă. Nu, cum să nu știu? Care era cum? Ia una mare, țapă-n. Merge. Fraților, vă salut! A trecut mult timp de când am mai făcut un vlog de la fermă. În ultima săptămână, acum o până în Paște, am tot stat pe aici pentru că... Na, iarna suntem mai liniștiți când le băgăm pe Saivan, dar odată cu primăvara, foarte multă activitate, foarte multă treabă. Zilele trecute am terminat de tuns oile, iar după cum bine ați văzut, astăzi le-am cănit. De ce le cănim? Cănit e un regionalism, ca să înțeleagă toată lumea, nu știu, pentru cine nu înțelege sau nu dă seama ce înseamnă a căni, se dă cu o pată verde, albastră sau roșie pe spatele animalului, de vopsea în anumite zone ale țării, anumiți oameni care au animale cănesc oile cu alte substanțe, care rezistă mai mult în timp, de obicei la oaia țurcană se face o pată mai mare. Sincer să vă spun, niciodată n-am înțeles de ce e nevoie să vopsim jumătate din oaie, pentru că ei toată frumusețea oii, cel puțin în cazul oilor țurcane am observat că se practică acest lucru, nu toți, dar anumite persoane sunt în stare să vopsească toată oaia. Dar bineînțeles, fiecare în gospodăria sa face cum dorește și își gestionează lucrurile după bunul plac. Nu sunt eu în stare să critic sau să judec pe nimeni și nici n-am de gând să o fac. Acum, lăsând deoparte acest aspect, poate mulți veți spune, bun, bun, Adi, dar taman în săptămâna mare te-ai găsit să faci atât de multă treabă, săptămâna mare în care ar trebui să stăm mai liniștiți, să ne ținem postul și să ne punem liniște în gânduri și în idei. Fraților, am mai spus-o și o repet, îmi asum. O să văd la momentul respectiv dacă gândesc sau acționez corect. Ideea e în felul următor. În primul rând, cei care avem animale, pentru noi nu există sărbătoare, nu din cauza faptului că nu vrem să ținem sărbătoarea respectivă, ci pentru simplu fapt că animalul îi e foame și trebuie să ai grijă de el, el nu știe că e sărbătoare. Și făcând o comparație, cred că Dumnezeu trece mai ușor peste acest aspect decât peste faptul că ai numai gânduri rele, ești dușmănos, ești invidios, vorbești numai de rău și așa mai departe. Adică cu siguranță cred că la judecata de apoi mult mai în avantaj vor fi cei care au grijă de animalele lor sau animalele altora decât cei care se dau mari creștini, se prefacă țin post doar de ale gurii și în schimb postul sufletului și bunătatea din înăuntru lor n-au nicio treabă. Sunt răi și sunt răi pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Din câte văd eu în jurul nostru și din ceea ce se întâmplă între noi sau printre noi în aceste zile, să știți că nu mai există grad de creștinism, dacă putem să-l numim așa sau să numim așa, sau dacă pot să mă exprim în așa fel. Nu știu dacă e corect sau nu, felul sau modul în care m-am exprimat, dar oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, oamenii au fugit de credință, oamenii au renunțat de fapt la credință, nu mai cred în absolut nimic, cred doar în puterea banului, cred doar în puterea pilelor, nepotismelor, cred doar în puterea lucrurilor materiale și în momentul în care ajung să aibă o problemă ori din sufletesc sau nu știu, pe parte spirituală, atunci se întorc la Dumnezeu. Își rezolvă, în mare parte sau unii care își rezolvă aceste probleme, în momentul respectiv se întorc la Dumnezeu sau la credința sa, după ce depășesc acel moment și aduc aminte că stai că eu am bani și am de toate, fac ce vreau mușchiul meu, că eu sunt tare, eu sunt mare. Până la urmă fiecare să facă ce dorește, să considere sau să trateze lucrurile așa cum dorește fiecare. Ideea e că ce voiam să spun, cum am spus de foarte multe ori, postul nu constă doar în faptul sau în simplu fapt că nu trebuie să mănânc de dulce. Până și în lanțul bisericesc, părerile sunt împărțite, atât între preoți, între călugări, măicuțe și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, eu țin post cât consider eu că trebuie să țin de mâncare, țin post atunci când simt eu nevoia să țin post, iar în rest încerc să fac lucrurile așa cum cred eu că trebuie să făcute să fie bine, în primul rând pentru cei din jurul meu și în al doilea rând pentru mine personal și familia mea.
Eu am observat pe propria mea piele că în momentul în care întinzi o mână cuiva din jurul tău, chiar și cu o vorbă bună sau chiar și cu un sfat, să știi că Dumnezeu și să știți că Dumnezeu ne dă înzecit pe partea cealaltă. Eu cred că asta înseamnă bunătate, asta înseamnă smerenie. Dar să lăsăm aceste lucruri, vreau să vă urez un sincer Paște fericit, să fiți sănătoși alături de cei dragi, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Încă o mică chestie, că nu pot să trec peste. Fraților, să știți că Paștele, Crăciunul, sărbătorile mari ale creștinismului, nu înseamnă mese din belșug, nu înseamnă să ne îmbătăm până ne punem în cap, nu înseamnă să fumăm, adică să petrecem până nu mai putem. Nu asta înseamnă Paștele cel puțin și nici Crăciunul. Crăciunul înseamnă nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar Paștele înseamnă învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi asta ar trebui să sărbătorim de fapt. Nu să mâncăm și să facem burta până nu mai putem, ne ia de cap alcoolul și începem și bărfim și vorbim și arătăm cu degetul, ne credem mari și tari. Cel puțin din punctul meu de vedere. Dar fiecare faceți cum doriți. Deci nu vă mai agitați atât de mult dacă nu, sau dacă vă lipsește de pe masa de Crăciun sau de pe masa de Paște, pentru că acum vine Paștele, o farfurie, nu știu, de friptură sau, nu știu, salată de biof sau eu mai știu ce, nu știu, cozonaci și așa mai departe. Ne trebuie strict un necesar, liniște în suflet, liniște psihică și Dumnezeu să aibă grijă de toate. Bineînțeles, nimeni nu-i perfect. Cu toții o luăm când stânga, când dreapta. Dar trebuie să ne aducem aminte din când în când să revenim pe cărare. Paște fericit, să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Și o spun din nou, cel mai important, Doamne ajută, gândul la Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă și indiferent prin ce ne e dat să trecem. Pentru că etapele vieții, unele sunt, sau prin care trecem în anumite etape, avem impresia că nu o să mai ieșim de acolo niciodată și că nu avem cum să trecem peste. Dumnezeu ne dă încercări. Depinde cum le vedem și depinde cum încercăm să trecem, peste sau prin ele. Toate cele bune. Doamne ajută și să ne dea Dumnezeu la fiecare după sufletul lui. Paște fericit!